Bun găsit la o nouă ediție din Piața Romilor. În emisiunea de astăzi ne oprim asupra unei pagini negre din istoria țării noastre, Holocaustul din România. Data de 9 octombrie a devenit încă din 2004 ziua națională a comemorării Holocaustului, aceasta marcând începutul deportării în Transnistria a populației evrei și rome din spațiul românesc. V-am pregătit un interviu cu doctorandul în istorie Valentin Negoi. Acesta ne va vorbi despre amploarea tragediilor din timpul celui al doilea război mondial și despre efectele nefaste ale acestora. De asemenea, vom urmări un reportaj impresionant realizat pe baza unor crunte mărturii ale supraviețuitorilor Holocaustului. Vom afla care a fost destinul romilor în contextul acestor regretabile experiențe. Cum s-au petrecut toate aceste orori și de ce rămâne Holocaustul o pată în conștiința umanității, aflați imediat într-o ediție specială din Piața Romilor. Data de 3 octombrie este o zi cu o semnificație aparte pentru toată populația de etnie romă de pe teritoriul țării noastre. Ziua de 3 octombrie 1385 a intrat în istorie ca ziua atestării romilor din spațiul geoistoric român. Un document semnat de domnitorul țării românești Dan Vodă sau Dan I, la data de 3 octombrie 1385, atestă existența a 40 de sălașe de țigani pe care le oferă mănăstirii Tismana printre alte posesiuni. Nicolae Iorga, ca și alți istorici, face referire la faptul că țiganii și-au făcut apariția în principatele române odată cu invazia mongolă din 1241-1242. În timpul războaielor cu tătarii, prizonierii au fost transformați în sclavi, iar la venirea romilor pe pământurile românești, aceștia au fost tratați în același mod ca inamicii tătari. Țiganii ocupau treapta cea mai de jos a societății, dar prin meseriile practicate aveau un rol important în economie, fie că erau robi, domnești, mănăstirești sau boierești. După anul 1600, documentele oficiale folosesc termenul rob, dar în general cuvântul țigan însemna sclav. Codul penal din Muntenia din 1818 stabilea că toți țiganii sunt născuți robi și țiganii fără stăpân sunt proprietatea statului. Romii din principate au fost catalogați până spre mijlocul secolului XIX ca bunuri agricole însuflețite, puteau fi tranzacționați sau lăsați moștenire, fără ca aceste lucruri să fie reglementate juridic. Termenul de țigănie boierească reprezenta totalitatea robilor aflați în proprietatea boierilor. Existau țiganii de curte, respectiv, slujnicele sau feciorii din casă, bucătăresele, spălătoresele, cusătoresele, sacagii, vizitii, birjarii, cizmarii, lăutarii, țiganii de ogor, argații, îngrijitorii și crescătorii de animale. Robii de la curte erau conduși de către un vătaf rom care era răspunzător față de stăpân. Singurul drept al unui sclav era cel la viață. Ei se puteau căsători doar cu consimțământul stăpânului, iar dacă cei doi aveau stăpâni diferiți, era necesar consimțământul ambilor stăpâni. Dacă robii se căsătoreau fără consimțământul stăpânilor, ei erau despărțiți și copiilor împărțiți între stăpâni. Abia în secolul XVIII căsătoria a fost declarată indisolubilă, iar stăpânii nu au mai avut dreptul să despartă familiile. Un român care se căsătorea cu o țigancă devenea de asemenea sclav. După o sclavie de peste 500 de ani, abia în secolul XIX apare în viața politică a principatelor române o avalanșă de proiecte legislative pentru rezolvarea problemei țigănești, care au dus în cele din urmă la dezrobirea țiganilor. Dezrobirea s-a făcut mai întâi în Moldova de către domnul Mihail Sturza, prin două legi emise la data de 31 ianuarie 1844, apoi în țara românească de către domnul Alexandru Ghica, printr-o lege din anul 1845. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la această discuție pe tema comemorării Holocaustului din România. Stăm de vorba astăzi cu Valentin Negoi, doctorand în istorie în cadrul Universității Valahia din Târgoviște. Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație. În anul 2004 a fost adoptată de către guvern data de 9 octombrie ca zi națională de comemorare a Holocaustului din România. Știm că semnificația acestei zile este strâns legată de momentul 1941, mai precis de începuturile deportării minorităților în Transnistria. Ne puteți spune care au fost victimele acestui tragic eveniment? Sigur, înainte de toate, aș vrea să amintesc de raportul Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului, care s-a format la inițiativa președintelui Ion Iliescu în 2003, prezidată de Elie Wiesel, regretatul laureat al Premiului Nobel pentru Pace și membru de onoare al Academiei Române. Comisia s-a întâlnit de 3 ori, prima oară la Washington, la Ierusalim și la București,
au avut o serie de concluzii și de recomandări pentru guvernul român, care au fost salutate o parte din ele. Una din recomandări a fost ca pe data de 9 octombrie, în fiecare an, să se comemoreze tragicul eveniment din timpul celui al doilea război mondial. Cele persoanele care au avut de suferit în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale au fost evreii. În timpul celui de-a doilea război mondial au suferit între 128.000 și 380.000 de evrei. Fie au fost ucis, fie au murit din cauza tratamentului inuman. A doua categorie care a avut de suferit în timpul celui de-a doilea război mondial au fost romii. Au fost deportați în Transnistria undeva în jurul la 25.000 de persoane, dintre care mai mult de jumătate au murit. A treia categorie care a avut de suferit au fost inocentiștii. Să zic așa, un grup de protestanți, neoprotestanți din România. Puteți să-mi detaliați puțin despre acest aspect? Mai puțin cunoscut de către... Sigur, toți cei 2000 de inocentiști care existau în România în timpul celui de-al doilea război mondial au fost deportați în Transnistria și situația lor a fost foarte similară cu a evreilor și cu a romilor. Politica aceasta de excludere a grupurilor minoritare în România a avut ca bază ideea Mareșalului Antonescu de a exista o singură nație și o singură religie. În planul acestuia era de a deporta aproximativ, de a exclude din România 100.000 de cetățeni români care erau protestanți, fie neoprotestanți. Deci mult mai mult decât au fost inițial. Da, pentru că se dorea un singur popor, o singură limbă, o singură religie. Încă din perioada interbelică au existat lideri politici și personalități ale culturii românești care au avut o fascinație pentru mișcările naționaliste de extremă dreapta. Cât de influentă a fost această ideologie și sub ce formă a reușit să se manifeste în politica României pe durata celui de-al doilea război mondial? Din păcate, în elita politică românească și intelectuală a existat un profund sentiment antisemit. De exemplu, Mihai Eminescu a fost antisemit, Cezar Bolia, care spunea despre evrei că sunt un parazit social, Cogălnicianu la fel spunea despre evrei că ruinează economia țării și mulți alții. Personalități care s-au afirmat în perioada interbelică, care au avut un sentiment profund antisemit, au fost Ace Cuza și Octavian Goga, marele nostru poet național, președinții Partidului Național. Deci au fost o serie de personalități creștin. Care au... Da, cei doi au fost cei care s-au afirmat prin atitudini și măsuri luate împotriva evreilor. O altă personalitate, să spun așa, un alt personaj care a avut un rol destul de important în perioada interbelică în ceea ce privește ura împotriva evreilor a fost Cornelu Zila Crudeanu, care la 27 iunie 1927 a fondat Mișcarea Legionară sau Liga Arhanghelului Mihail. S-a inspirat foarte mult din grupările antisemite din Germania și din mișcarea fascistă a lui Mussolini, Cămășile Verzi din Italia. Până în 1937, Mișcarea Legionară nu a avut un impact foarte mare în politicul românesc, însă în 1937 obține la alegeri 15%. Carol al II-lea, speriat de avântul pe care îl lua Cornelu Zila Codreanu și popularitatea sa, a decis să-l închidă și în urma unui complot l-a asasinat în 1938, iar la conducerea Mișcării Legionare i-a urmat Horia Sima. În septembrie 1940, pierderile teritoriale l-au forțat pe Carol al II-lea să abdice de la conducerea țării, iar printr-un joc politic, cum spune așa, Horia Sima alături de Ion Antonescu au preluat puterea țării. Astfel, legatul României la 14 septembrie 1940 devine stat național legionar autoritar. Însă, ajuns la putere, grija legionarilor nu era de a conduce, era de a se răzbuna. Astfel, în scurt timp, aceștia se fac vinovați de moartea aproximativ 70 de personalități, dintre care și Nicolae Iorga și Virgil Magiaru. Se pare că relația dintre Horia Sima și Ion Antonescu, de la început, să pot spune așa, că a scârțit. Ion Antonescu declara că o orchestră nu poate fi conduși de doi dirijori. Profitând de o vizită pe care Ion Antonescu a făcut-o în Germania, lui Hitler, Horia Sima
s-a răsculat și a vrut să dea o lovitură de stat. Întors din Germania, Ion Antonescu, după 3 zile de lupte, l-a învins pe Horia Sima, de acum înainte, mișcarea legionară și-a pierdut din popularitate. Ion Antonescu a rămas singur la conducerea statului român. Aș rămâne puțin la anul 1937, când Ion Antonescu era conducătorul unei divizii de infanterie, aflându-se la Ploiești. Cum a reușit el în numai 3 ani să instaureze această politică dictatorială și să controleze România? Se pare că la 25 decembrie 1937, Ion Antonescu a fost înaintat la gradul de general de divizie. 3 zile mai târziu se pare că acesta este cooptat în guvernul lui Octavian Goga ca ministru al apărării naționale. La 10 februarie 1938, Carol al II-lea dă o lovitură de stat și se instaurează un guvern autoritar condus de el. Instaurează un minister sub conducerea lui Mirón Crista și se pare că Antonescu este pus la conducerea Ministerului Apărării. Care sunt premisele epurării etnice în România? Pe ce bază ideologică au luat naștere antisemitismul și intoleranța rasială la nivel național? De asemenea, care au fost cauzele care au dus la epurarea comunităților de romi, în primul rând? Cauzele sunt multiple și în ceea ce privește evrei din România și inochentiștii, cum spuneau, și minoritatea romă. Și acum se crede că, din păcate, evrei din România au fost deportați sau epurați din România ca efect a pierderilor teritoriale suferite de România în timpul celui de-al doilea război mondial. Aș da citare unor versuri. Sigur. Trebuie să se înțeleagă de toți că nu este o luptă cu slavii și cu evrei, este o luptă pe viață și pe moarte. Ori învingem noi și lumea se va purifica, ori înving ei și devenim sclavilor. Și războiul în general și luptele de la Odessa în special au făcut cu prisosință dovada că evreul este satana. După cum putem observa, din punctul de vedere al lui Antonescu, evreul era satana și poporul român, fiind un creștin, trebuia să purifice statul de satana. În ceea ce privește minoritatea romă, este o discuție destul de largă, pentru că în cazul procesului plenar de război, Antonescu declară că el este singurul vinovat pentru deportarea românilor în Transnistria, însă eu n-aș fi de acord cu acest lucru, pentru că la Cluj, în perioada interbelică, a ființat revista Politică și Biopolitică, și mai mulți autori, de care amintesc pe Rodache Făcăaru și Gheorghe Făcăaru, au avut diferite publicații care spuneau despre romi că sunt disgenici, că au un sânge infect, că contaminează poporul român prin căsătoriile mixte și că ei trebuie eliminați, mai ales că sunt purtători de boli. Aici se poate în evidență și faptul că nomazii în România, în perioada interbelică și în timpul celui de-al război mondial, aveau un statut special, existau articole bine definite care spuneau că erau obligați, când se deplasau, să ducă la postul de jandarmi, sau au fost perioade în care ei nu aveau voie să se deplaseze de frica faptului că sunt purtători de boli și să nu împrăștie în România boli. Deci o căsătorie mixtă pe vremea aceea era o problemă fix ca în perioada robiei, să înțeleg. Și atunci... Da, din punctul acestor eugeniști, pot spune așa, că căsătoriile mixte, da, strica sângele pur al românului și era o problemă destul de mare. Ei chiar interziceau acest lucru, spuneau despre romi că se afla prin coada populațiilor din Europa, dacă fruntașii erau populațiile germanice, evrei, englezii și germanii, la coada populațiilor din Europa se aflau romii. Holocaustul din România a reprezentat mai mult decât deportarea populației în Transnistria. Sunt voci care afirmă cu tărie că nicio țară, cu excepția Germaniei, nu s-a implicat atât de mult în problema evreiască. Ce ne puteți spune despre masacrele anterioare deportărilor, precum cel de la Iași? Au existat 2 pogromuri în România. Pogromul de la București, unde au murit 125 de evrei și foarte mulți au avut de suferit, fiind bătuți, fiind violați. Iar la pogromul de la Iași numărul este mult mai mare,
variază numărul acestora între, între 14.000 și 15.000. Se pare că pe 27 iunie 1941 Ion Antonescu a ordonat prin telefon direct colonelului Constantin Lupu evacuarea tuturor evreilor din Iași. În noaptea dinspre 28 spre 29 iunie s-a folosit pentru evacuarea evreilor din Iași trenuri care astăzi sunt numite trenurile morții. Aș vrea să dau citire câteva date. Vă rog. În trenul morții care a plecat de la Iași spre Călăraș au fost îmbarcați 5.000 de evrei. Se pare că la destinație au coborât numai 1.011. Un alt tren care este la fel supranumit trenul morții, trenul spre podul Ilioaiei, unde la plecarea trenului au fost 2.700 de evrei, dintre care 700 au debarcat vii. Pentru cei care nu știu, există și un cimitir evreiesc încă și în ziua de astăzi. Există un cimitir evreiesc la Iași, care este dedicat comemorării pogromului de la Iași, unde au avut de suferit 14.000-15.000 de evrei. În România a funcționat și un centru național de românizare. Nu numai evreii care au fost deportați în Transnistria au avut de suferit, ci și evreii care au locuit în România. Putem spune că statutul lor a fost diferit față de statutul evreilor deportați. Ei chiar au fost norocoși, cei care au fost din vechiul regat, pentru că, spre exemplu, evreii din teritoriile cedate fie au fost deportate în Transnistria, fie și-au găsit sfârșitul în lagărele de la Auschwitz. Centrul Național de Românare se ocupa cu confiscarea averilor evreilor. Mulți evrei erau obligați să plătească chiria pe locuințele pe care le dețineau, sau persoanele care aveau o funcție mai importantă în conducerea statului și care își doreau sau rămâneau la o locuință a unui evreu, putea face o cerere către acest Centru Național de Românizare și putea primi locuința evreilor în România. Asta se întâmpla în perioada deportărilor la Iași. În perioada celor de-al doilea război mondial în România, din 1940 până în 1944-45. Știm că după anul 1942, oficialii din București au oprit deportările, cu toate că Ion Antonescu acceptase lichidarea evreilor din țară către lagărele de muncă forțată din Polonia, teritoriu stăpânit pe atunci de puterea nazistă. Au existat însă deportări și în vest, mai ales dacă luăm în calcul situația populației transilvanene aflată sub control maghiar. Așadar, ce ne puteți spune despre aceste tragice momente? Putem spune despre Antonescu că pentru evrei a fost atât înger cât și demon, pentru că la împărțirea Transilvaniei din 1940, populația evreiască totală se ridica la aproximativ 200.000 de persoane. Statului maghiar i-a revenit la împărțirea teritoriului aproximativ 175.000 de evrei. Din păcate, se pare că aproximativ 150.000 de evrei au fost deportați în lagările de la Auschwitz, și dintre aceștia au supraviețuit 25%. De aceea putem spune că Antonescu nu a deportat evrei din vechiul teritoriu, din vechiul regat, ceea ce nu s-a întâmplat și cu evreii care s-au regăsit în Transilvania de Nord, cum este supranumită acum, teritoriul cedat Ungariei. După o scurtă pauză de publicitate, urmărim un material realizat pe baza mărturiilor celor ce au fost victime ale Holocaustului din România. Și revenim pentru concluziile acestei discuții. Rămâneți alături de noi! Veți putea urmări un material cutremurător despre romii care au supraviețuit deportării și muncii forțate în Transnistria.
La data de 9 octombrie 1941 începe deportarea forțată a populației evreiești din Basarabia și Bucovina în Transnistria. Odată cu aceștia și populația de etnie romă devine o pradă ușoară. La ordinul mareșalului Ion Antonescu, teritoriul dintre Nistru și Bug, parte a Ucrainei sovietice, este ocupat de armatele germano-române în vara anului 1941. În urma unui schimb de scrisori și tratative realizate între Adolf Hitler și mareșalul Ion Antonescu, a fost încheiat acordul germano-român, semnat la Tighina la 30 august 1941. Documentul stipula că acest teritoriu a fost încredințat spre administrarea statului român, statutul său definitiv urmând a fi reglementat după încheierea războiului. Pentru exploatarea teritoriilor vaste din Transnistria și suplinirea numărului de brațe ieftine de muncă, autoritățile române i-au deportat între anii 1942 și 1944 pe țiganii nomazi din România, precum și o parte din romii sedentari considerați periculoși pentru menținerea ordinii publice în spatele frontului. Pentru a facilita procesul selectării țiganilor din România și deportarea lor în Transnistria, într-o primă etapă s-a proces la efectuarea unui recensământ secret a acestora, pentru ca statul român să cunoască în mod absolut și precis care este situația romilor. Deportările au început la 1 iunie 1942 cu romii nomazi. Ei au fost strânși în capitale de județ și apoi duși în Transnistria, deplasându-se sub escorta jandarmilor cu căruțele și caii lor. Prima operațiune a deportării romilor nomazi din România în Transnistria s-a încheiat oficial la data de 15 august 1942, iar cea de-a doua la 25 octombrie 1942. Ne aflam într-o comună lângă Alexandria, îi spune Plosca, cu părinții și lucra părinții, aveam 8 ani aproape. Și vine șeful de post și ne spune, băieți, pregătire că mergeți la Alexandria. Ne-a luat sub formă de arest și ne-a dus la Alexandria. Noi ce spunem? Tata, domne, du-mă acasă. Nu, mergeți acolo la Poroschia, că acolo e adunarea și acolo găsiți toți țigani. Dom'le, dar mai am 2 copii acasă. Nu contează, îi găsește acolo. Adevărul că acolo i-am găsit. A venit în timp acasă și le-a luat. Ne-am dus acolo, ne-a ținut în lagăr, un lagăr câte curți asta de lungă, mai lungă, până dincolo, și ne-a ținut acolo 3-4 zile. După 3-4 zile ne-am îmbarcat în mașini, ne-a ridicat în mașini și ne-a dus la turnul Măgurele. La turnul Măgurele ne-a băgat în vagoane de boi și ne-a dat drumul să mergem la Transnistria. Și în loc să facem o zi și o noapte, am făcut 8 zile pe drumuri, vagonul de boi. Acolo chinul și amar și nenorocire, pardon să mă iertați, a spart țiganii podina de la vagon, de mergea fetele de 16-17 ani și făcea necesitele, făcea nevoie. Punea pătura în cap și mergea și își făcea nevoie. Și oameni bătrâni și mai știu eu cum. Aveam 7-8 ani, cam așa, atunci. Cât a stat acolo? Păi am stat vreo 3 ani. Cam așa. O 3 ani și ceva. Ce amintiri aveți de acolo, Nea Gheorghe? Ce vă amintiți? Ce să mi-amintesc că acolo am trăit foarte rău. Ne umbluse să uretelile. Care era mai tare așa, mai bundă așa. Avea mânca boabe, om să mă lega cai. Am trăit rău. Foarte rău. În isteria și prigoana de atunci, printre romii luați cu forța de către autorități, au fost totuși și romi care s-au îmbarcat în trenuri de bunăvoie. Chiar dacă oficial nu apare menționat în documente, propaganda românească a acelor timpuri a răspândit un zvon foarte puternic și convingător printre rândurile romilor. Li s-a promis că vor primi pe malul Bugului pământ, pe care să lucreze și case în care să locuiască. Era jale,
ne-a luat. Mulți care vrea să ducă, mulți care nu vrea să ducă. Și ne spusese deja că acolo, dacă ne duce în dără, nu mai venim. Așa a fost vorba. Problema că să nu mai venim în dără. Să ne împușcă acolo. Dar mulți care nu se ia de noi că ne împușcă. Să s-a făcut o listă așa ca o cântare, cum cânta atunci copii și foaie verde usturoi, l-a transmis ea cu noi să ne pricopțăm și noi. Să ne dea cară și boi, să ne dea la casă noi. În cântare era pus așa. Ne da împușcătură. Vrea să ne împuște. Nemți. Odată ajunși acolo, romii întâlnesc însă o altă realitate. Sunt puși la muncă forțată în favoarea statului român. Ce vă punea să munciți? Ce munceați acolo? Păi era de muncă, că era la recoltă. La recoltă, la sfeclă, morcovi. Era de sapă. De sapă, pe urmă, s-a făcut de recoltat. Acolo, la Gligorești, ne-a îmbarcat în alte mașini și ne-a dus pe la holhozuri. Ne-a băgat în niște ruine, niște case. Era în septembrie. A băgat părinții la cules de porumb, la cartofi, la muncă din asta. Noi pe lângă ei. Începuse frigul, octombrie, noiembrie, gata. Și uite așa muncea părinții și lua tainul, 600 de grame de făină de om care muncea. Și alea de orz, nu era de grâu, avea și spițe de orz în făină, când făcea câte o turză de aia de mâncam și chinul și amarul după lume. Ne-a dus într-o comună la Cazârca, acolo am muncit la Cazârca, am stat 3-4 luni la Cazârca, pe prima oară ne-a dus la Bogdanoca, pe la Coronica, ne plimba în toate părțile. Mă ducea la fărâma piatră pe Șușa, la împrăștiat piatră, la cules la porumb, la cules la floare. Unde avea nevoie, acolo ne ducea. Și al muncit un an de zile, 2 ani, cât am stat acolo, am muncit. În baza cercetărilor efectuate până acum de către Arhiva Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, țiganii de pe întreg teritoriul țării noastre au fost deportați în Transnistria, în aproximativ 31 de localități rurale din 4 județe: Oceacov, Berezovka, Golta, Balta. Unii țiganii au fost cazați în bordee săpate în pământ, alții în grajdurile animalelor, în cazărmi, în școli, și apoi au fost înghesuiți în casele ucrainienilor, iar alții au locuit pur și simplu sub cerul liber. Era barăși de-astea, așa, ca cum ar fi solarele astea pe aici. Barăși. Cam la 200 de metri baracă de baracă, așa. Și erați mulți acolo? Era mulți, sigur, sute de oameni. Era și ursari, pletoși de-așa, și țigani, și rudari, de tot felul. Dar măcar erați grupați pe familii, cumva? Stăteați cu toții la un loc? Păi da, fiecare cu familia lui. De regulă, s-a recurs la evacuarea unei jumătăți de sat, localnicii ucrainieni fiind mutați în casele consătinilor lor, astfel în casele eliberate fiind instalați romii. A dat afară dintr-o comună roșie și ne-a băgat în satul la Coronița. Comana Coronița. Da. Așa. Câte camere sunt la casa asta? 3. 3 familii. Băga. Câte aici? 5. 5 familii. Așa după cum era casele. Așa. Ne-a băgat afară. De acum a fost iarnă. Frig. Nu aveam lemne, nu aveam nimica. Ne dădea 300 de grame de făină de sacară.
Conform instrucțiunilor oficiale, autoritățile ar fi trebuit să dispună, pentru a le oferi romilor, făină de orz sau ovăz, câte 200 de grame pentru copii și 400 de grame pentru persoane mature, sare și cartofi 150 de grame. În realitate, săptămâni la rând, ei nu primeau nimic. Le da cartofi. Cartofi. Fierți. Le făcea abia bucătare, așa câte un cazan mare de cartofi, de fasole. Am muncit. Muncea țiganii toți. Urmă, când s-a terminat munca, mai ne da așa. Căutam să murim de foame. Totodată, nu li se asigurau lemnele pentru prepararea hranei și pentru încălzit, iar încadrarea în câmpul muncii s-a făcut doar pentru o mică parte a deportaților. Romii erau lipsiți de cele mai elementare lucruri, inclusiv de vase pentru prepararea hranei. Îmbrăcămintea a fost de asemenea o problemă, cu atât mai mult cu cât, la deportare, romilor nu li s-a permis să-și ia de acasă haine de schimb și alte lucruri personale. Asistența medicală era aproape inexistentă, iar medicamentele lipseau. În același timp, nimeni nu se preocupa de igiena personală. Mulți dintre deportați au murit de tifos, boală favorizată de mizerie și păduchi. Așa au trăit cei 25.000 de romi deportați. Au murit? Da, la câți au murit? Mai ales ăștia bătrâni. Cădea pe șanță. Ce mai face? Acum sunt oapul. Băi, că mai era bolnav, mai că n-avea să mănânce. Murea. Să scurta zilele. Un alt document care descrie în detaliu atrocitățile la care era supusă populația de etnie romă îl reprezintă un studiu despre situația romilor din Transnistria, publicat în 2003 de către Jan Ansel, cercetător principal la Institutul Yad Vashem din Ierusalim. Cel mai oribil statut în Transnistria l-au avut femeile rome, care erau considerate pradă de război. Jandarmii români, ca și naziștii, au violat femeile rome care au fost lipsite de statutul de ființe umane și oricum erau sortite la moarte. De aceea, bestiile nepoleți puteau face cu ele orice le trecea prin cap. Într-o seară a venit doi soldați și m-a luat. Copil de 13 ani m-a lăsat să mă ierte copiii mei, m-a lăsat cu pielea goală și ei cu pielea goală. Stăteam cu baneta la gâtul meu toată noaptea și ne-am pupat toată noaptea de la cap până la picioare. Nene, lăsați-mă, nene, pace, că sunt ca copilul dumneavoastră. Cu mare cineată dimineața mea la dumneavoastră. Romii au manifestat o tendință generală de a fugi din coloniile de pe Bug. Prin orice mijloace, individual sau în grupuri, ei încercau să se întoarcă în țară, cu toate că, de cele mai multe ori, fugarii erau prinși și aduși înapoi. Anul 1944 a adus Armata Roșie la granițele României. Mareșalul Ion Antonescu este arestat și predat inițial comuniștilor, apoi rușilor. A fost deținut timp de aproape 2 ani în URSS, după care a fost readus în țară pentru a fi judecat. Condamnat la moarte la 17 mai 1946 de către Tribunalul Poporului din București, Mareșalul Antonescu a fost executat prin împușcare la Jilava, la 1 iunie 1946, alături de foștii săi colaboratori. A stat 2 ani. Un an și doi ani. În 44, rușii a venit cu războiul din Rusia și a câștigat România, cum știe toată lumea. Și ne-a apucat, vinea rușii din urmă cu războiul, s-audea bombardamentul și noi eram
în mers pe jos, 50 de kilometri, 40. Mergea nesculat tata până aziu. Când a fost să ne omoare, a făcut așa o tranșaie lungă, așa, cât oameni era, ne-a pus așa, în rând, în rând, și a făcut un de la așa, cu un excavator de la de pace șanț, a făcut un șanț, ca când ne împușcă decât să picăm acolo și să treacă pe un peste noi. Să nu stea să ne mai ducă la groapă, să mai... Și a venit un militar, călare pe un cal porumbac. Și cu un falion în mână, adică cu de-aia așa, avea trei colori. Și făcea așa din ele, să nu ne împuști. Asta, armele, alea, mitraliere, tot, întinse decât să ne împuște, pregătite. Și ăla făcea așa, că zicea că n-apucă, trage mai înainte noi până să ajungă el. Și făcea așa, să nu tragă. Și n-a tras. Dar a ajuns acolo. Și așa ați scăpat? Nu se împușcă niciun. Nici un țigan. Nu se împușcă. Să dă drumul în țară la țigani. N-am auzit. Ne-a părut bine. Pă, ce bine ne-a părut. Când a zis că la țigan se dă drumul în țară, nu se omoară niciun țigan. Am venit cu toții, dar am venit pe reprize, așa. Azi o reprize, mâine alta, apoi mâine alta. Am venit toți odată, cum ne-a dus. Am venit așa, printre picături. Și aici ce ați mai găsit când v-ați întors? N-am mai găsit nimic. Ce să mai găsim? Păi dacă am stat... Noi am stat că am fost 3 ani jumate. Păi alții care au fost în altă colonie, au fost mai departe. A stat mai mult. Vai de chinciul de amar cum am ajuns acasă. Plină de râi. Plină de păduchi. Când am ajuns acasă, m-a tuns, că n-a putut să mă descurce când m-a spălat. El m-a văzut, a mei de acasă, nu mă cunoștea. Nu vinea să cred că eu sunt în țară și sunt în comuna mea. Nu vinea să cred. Și plângeam și plângeam la scară. Din viața romilor continuă după o scurtă pauză. Revenim pentru concluziile acestei ediții. Domnule Negoi, câteva minute mai avem până la încheierea acestui interviu și aș vrea să vă întreb în ce măsură considerați că Holocaustul din România este astăzi un fenomen cunoscut și ce rol credeți că are conștientizarea acestuia, mai ales în rândul tinerilor? Cum considerați că este necesar să acționăm pentru a promova toleranța? Din punctul meu de vedere pot spune că efectele Holocaustului sunt mult prea puțin cunoscute în România. Există tineri, există studenți, există adulți care nu cunosc exact despre Holocaust. Sunt persoane în România care consideră că Holocaustul a avut loc numai în Germania. Ce să mai spunem despre Holocaustul romilor? Sunt foarte puțini care cunosc despre deportarea romilor în Transnistria. O chestie pe care vreau să o reamintesc despre supraviețuitorii romi. Sunt foarte mulți supraviețuitori romi în România care nu și-au primit drepturile. E o chestie rușinoasă pentru România, pentru guvernul României, pentru tot ceea ce înseamnă. Ne referim la pensiile supraviețuitorilor romi. Sunt aproximativ 200 de persoane care nu și-au primit drepturile.
Din păcate, cu cât se înaintează această birocrație de a-și primi dreptul, acești oameni dispar pe ziceteze pentru că sunt destul de în vârstă. Stăteam de vorbă cu niște colegi care se ocupă în mod special de aceste dosare, de a depune pentru o pensie de 4 sau 800 de lei. Mulți... Și Petre Matei, care bine că de ani de zile se ocupă să luptă pentru drepturile traversătorilor romi. Spunea Petre Matei că una din scuzele pe care le-a găsit casa de pensii este că supraviețuitorii romi, unul dintre dumnealor, nu pot face dovada că s-au întors din Transnistria. Este o chestie halucinantă, adică dacă acești oameni sunt în țară, sunt cu domiciliu stabil în România, ei nu pot face dovada că s-au întors din Transnistria. Se face dovada deportărilor în Transnistria, cea familiei lor, însă nu poate face dovada întoarcerii în Transnistria, o chestie care este inumană. Inumană pentru că acești oameni au suferit atât de mult în Transnistria, au suferit de foame și au văzut frații și au văzut părinții uciși. Din nou piedici din partea statului român și... Piedici din partea statului român, administrația și birocrația, din păcate, dezonorează memoria acestor oameni pentru că, din păcate, din ce în ce mai mulți mor datorită, din cauza vârstei înaintate și în scurt timp nu o să mai fie niciunul cu ajutorul cărora să comemorăm această pată de istorie care o denumim Holocaust. Istorie neagră până la urma urmei. Domnule Valentin Negoi, vă mulțumesc pentru participarea la acest interviu. Mulțumesc și eu pentru invitație. Thank you.